Mă feresc foarte mult de camere și de astea, dar asta e lumea mea în care trăiesc. Expoziție, ce puțin la mine s-a întâmplat să o pregătesc cam în 4-5 ani. Să zicem că lucrând, după aia selectând lucrări și te pregătești de o expoziție. Autoportret caracterizează chiar toate lucrările care sunt, pentru că cred că în fiecare mă regăsesc, cam în fiecare personaj. Tot timpul numai fețe și numai portrete și numai autoportrete și am zis că ar fi binevenit titlul ăsta de uman într-o lume inumană. Poate că văd altfel omul, văd altfel figura umană. Oamenii în veșmânt sunt nepot de preot și am fost atras de portul bisericesc. Nu premeditez nimica. Pur și simplu pun o pată, mă gândesc dacă ar da bine, mai pun o mână, un picior și adică se încheagă un personaj. Câteodată și eu sunt uimit la ce iese. Thank you.
Cristi Diaconescu e un pictor care își testează posibilitățile, fructificând la maxim ceea ce știe, ceea ce poate. Personajul lui, pentru că e cam același personaj, în multe lucrări e țipătă, repetă într-un fel strigătul lui Munch. Dar aici, iarăși, trimitem la omul Cristi Diaconescu și dacă îl cunoaștem îndeaproape, putem să facem o analogie reală și eficientă cu ceea ce creează. Este o expoziție ușor autobiografică, pentru că, într-un fel, Cristi Diaconescu vorbește despre sine. Sunt anumite constante în lucrările lui, de altfel, tema asta a autoreprezentării este prioritară, cred, încă de la primele expoziții. De fapt, revine la aceeași întrebare relativă la cine este el, la cum anume se vede ca artist, la ce anume contează, este și o formă de a reveni la o întrebare esențială, oarecum, în ce relație ne situăm noi cu propriul corp. Cristi Diaconescu vede omul ca fiind o ființă antinomică, una în care se lășluiesc cele mai acute contradicții. Într-un fel ajunge la suflet plecând de la corp. Tak, 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 tak